Bună ziua, dragii mei! Iată-ne la o nouă lecție de biologie. Sunt Mihaela de la Șandor, iar astăzi, printr-o lucrare practică simplă, vom evidenția respirația anaerobă la drojdia de bere. Respirația este importantă în viața oricărui organism. În primul rând, prin energia pusă în libertate din oxidarea substanțelor organice și în al doilea rând, prin produsii intermediari și finali care se formează în cursul acestui proces. După modul în care se fac oxidările în lumea vie, există două tipuri de respirație, aerobă și anaerobă. În cazul organismelor anaerobe, oxidarea substanțelor organice se realizează în lipsa oxigenului din aer. Oxidările sunt incomplete, terminându-se cu formarea a cel puțin unui produs intermediar ce poate fi oxidat mai departe și a dioxidului de carbon. Prin respirația anaerobă se obține o cantitate mică de energie. Respirația anaerobă a fost descoperită la bacterii și ciuperci. După natura produselor care se formează, se deosebesc mai multe tipuri de fermentații, mai cunoscute fiind fermentația alcoolică, fermentația lactică, fermentația butirică și fermentația acetică. Fermentațiile au importanță practică, fiind valorificate la scară industrială pentru obținerea produselor de panificație, a lactatelor, a băuturilor alcoolice, murăturilor sau oțetului. Evidențierea respirației anaerobe la drojdia de bere se poate realiza printr-un experiment simplu. Avem nevoie de o sticlă, apă caldă, un cup de drojdie, aproximativ 25 de grame, două lingurițe de zahăr și un balon. În procesul fermentației alcoolice, drojdia de bere, cu ajutorul unei enzime pe care o produce, transformă zahărul în glucoză și apoi glucoza în alcool etilic, dioxid de carbon și energie în cantitate mică. Dioxidul de carbon este un gaz care va fi eliberat în aer. Punem într-o sticlă transparentă drojdia de bere sfărâmată și două lingurițe de zahăr. Turnăm apă caldă și agităm pentru a dizolva drojdia. Fixăm balonul pe gâtul sticlei și așteptăm. După puțin timp, fermentația începe să se producă, iar amestecul din sticlă devine spumos datorită dioxidului de carbon rezultat, care va fi eliberat în aer umflând balonul. Constatăm astfel că respirația se poate realiza și în lipsa oxigenului.